Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un fruntaș din jandarmerie tocmai i-a luat timp de gândire 3 ani și 6 luni ca urmare a activităților sale de cămătărie, de lapidare și traficul combustibilului instituției. Când zic fruntaș în sens figurat, adică lider, om din față, nu? Adică nu că avea grad de fruntaș. Nici nu știu dacă mai există gradul de fruntaș. Am înțeles. Un fruntaș, caporal, nu știu ce. Dânsul era colonel. Sau e colonel, nu știu. Când ajungi la pușcărie, rămâi colonel sau în jandarmeria română sau ești promovat? Nu-mi dau seama. E vorba de Marian Corcodel, fost, sper, comandant al bazei de administrare și de servire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Să trăiți. Deci un colonel pe nume Corcodel. Domnul colonel Corcodel a fost judecat pentru constituire de grup infracțional organizat, cămătărie, cum spuneam, și furt. Adevărul că te și plictisești mult în calitate de comandant al bazei de administrare și de servire. Cât să administrezi, să deservești la jandarmi? Și dacă ai mult timp liber, să termină programul mai devreme, ești la pensie oricum mai devreme, îți vin idei. Uite, domnului colonel Corcodel i-au venit astfel de idei. Procurorii au susținut că domnul Corcodel, citez, a dispus unor subordonați care au aderat la grupul infracțional organizat pe care l-a constituit, având funcție, avea și autoritate și management, adică știa să organizeze, să constituie și să inițieze, să-și însușească importante cantități de combustibil, în principal motorină, de la stația de carburant a parcului auto al unității. Combustibil scos ilegal din unitate și transportat în alte locații de unde era predat acestuia sau altor membri ai grupului infracțional. Important este să te organizezi, stabilești locuri de întâlnire, respecti orele de întâlnire, ajungi acolo, faci transferul combustibilului, după care mai departe îl valorifici cum trebuie. Adică tot organizare militară țais. Nu poți orice. Plus că ordinul se execută, nu se discută. E ușor să ai grup infracțional organizat când e pe ierarhie militară, cred. Altfel, mai știi, poate mai sunt crâcnel, nu știu ce, bă, dar dacă tu ești dita mai colonelul Corcodel și ăia sub tine au grade inferioare în grupul infracțional... Adevărul că e cu colonel, totuși, nu e... Da. Vreun fruntaș, cum ai zis tu, mai colonel și Corcodel. Da, Nea Corcodel, altfel, un timp norocos, totuși a scăpat de acuzația de cămătărie, deoarece faptele s-au prescris. Asta e, bă, speranța oricărui infractor din țara asta, până mă judecă pe mine, se prescrie treaba și rămân cu prada. Până a început procesul, până l-au cercetat, până la nu știu ce s-au prescris faptele, asta e, n-a mai e. Dar, iată, comandantul Corcodel a fost acuzat, că nu s-a judecat, că dădea bani jandarmilor cu dobândă, le cerea să garanteze împrumutul cu mașini, case sau terenuri, sau le reținea cardul de salariu ca garanție. Ce bun era. Da, și asta e tare. Colonelului se spunea, citez, Banca Română de Comerț Corcodel. Ce bun. BRCC. Citez din nou din rechizitoriu. Printre cadrele militare era uzitată expresia ai cardul la Corcodel. Atunci când se dorea a fi ilustrată situația persoanei provenind din rândul subordonaților, care ajungea să fie îndatorată debitoare inculpatului, cu sau fără dobândă. Au existat situații în care, pentru a-și dovedi mărinimia și generozitatea, inculpatul nu pretindea dobânzi pentru sumele acordate, situație în care cardul debitorului era predat la cerere inculpatului cu titlu de garanție. Arată procurorii DICOT, citați de G4 Media. Adică, băi, eu îți dau, nu-ți iau dobândă, că ești amic cu mine, ești. Dar uite, lași cardul de salariu și pinul aici și mi-au eu banii să nu te deranjezi tu. Băi, sunt câteva... Deci, încă o dată, comandantul... Stai să mai citesc o dată funcția pe care a deținut-o, sper că nu mai e. Comandant al bazei de administrare și de servire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Mamă, nene, ce resurse aveau ei acolo, îți dai seama? Eu zic că sunt câteva instituții în țara asta care, bă, poate ar trebui desfințate și reconstruite pe baze cinstite, nu credeți? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.